Moment mult așteptat astăzi pentru absolvenții liceelor din județul Buzău. Aceștia au aflat notele la examenul de bacalaureat. Și dacă pentru unii rezultatele au fost motiv de bucurie, pentru alții notele n-au fost mulțumitoare. Eu am avut 9,20 pe total. La română mai puțin, mă așteptam la mult mai mult, peste 9 chiar. Vei depune contestație? Cred că da. În principiu da. Eu sunt mulțumită. Adică 8,15. Și e ok. Adică e exact cât voiam, peste 8. Mulți elevi s-au arătat nemulțumiți de rezultatele obținute la română și vor să conteste notele primite. Pentru prima dată, lucrările absolvenților din județul Buzău au fost corectate în alt județ, Vaslui. Față de anul trecut, mediile sunt mai mici. Da. Nu știu dacă are vreo legătură cu faptul că s-au corectat în alt județ sau... Până la urmă, ăsta e nivelul, nu? Nu se știe. Bineînțeles că o să depunem contestație, media mea finală este 9,21, însă sunt foarte nemulțumită de nota la română. Cu tot ce aș fi putut să-mi scan, mi-aș fi pus mai puțin de 9 și media mea la română este 8,30, extraordinar de mic și cu siguranță că o să depun contestație. Cea mai mare medie, 9,86, a fost obținută de un elev al Colegiului Alexandru Vlahuță din Râmnicu Sărat, Cosmin Vlad. Colegiul Național BPHD-ul din Buzău, liceu care în trecut a dat cei mai mulți elevi de 10, se mândrește anul acesta cu o medie de 9,85, obținută de Cristian Nancu. Totuși, Colegiul BPHD-ul rămâne în continuare liceul buzoian cu cele mai bune rezultate la examenul de maturitate. Anul acesta, un singur elev picând bacul. La nivelul întregului județ, promovabilitatea la bacalaureat este de 69,6%, cu aproape 8% mai mare decât anul trecut. Pe larg despre rezultatele examenului de bacalaureat din județul Buzău aflați în această seară la TV Sud-Est la emisiunea After News de la ora 19.